Legătura domnului viitor primar al Râmnicului, Romelu Grescu, la lista de primar al Râmnicului. Credeți în șansa lui și de ce credeți în șansa lui? Categoric va fi primarul din Râmnicu Vâlcea, pentru că este un om tânăr cu experiență în administrație publică locală, în momentul acesta este viceprimar și am citit programul cu care candidează. Este un program care respectă toate proiectele începute pentru râmniceni, legat de proiectele pe care le derulează în parteneria cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului. Pot să vă spun că va avea toată susținerea pentru a continua construirea de locuințe pentru tineri, reabilitarea termică, dar în același timp și proiectele care țin de dezvoltarea turistică a orașului, a municipiului Râmnicu Vâlcea, de agrement în Râmnicu Vâlcea și în același timp infrastructura de utilități pe care am văzut că o promovează. Deci cred că este primarul de care Râmnicu Vâlcea are nevoie și va avea tot sprijinul meu. Adus pe ploaie. A fost așteptarea plouat pe autostradă. Era... Nu, asta este cu succes. Da, ministru. A plouat așa de tare. Colegul nostru de Flori Baiță și Marge sunt doamnă. Bine m-am găsit. O mulțumesc frumos. Directoarea de cancelare. Poarta domnului prefect. Vă mulțumesc frumos. Ia uita așa de plăcut. O parte. O parte. Îmi pare. Ce mai faceți? Ce mai faceți cu drag? Ce mai faceți cu turismul? Facem bine. Începem întâi. Hai să... Nu, de-aia. Sper să ne mai strecurăm un mandat nou. Să nu Bună ziua! Vreau să se arunce! Acum se pregătește!
credeam că mirosul ăla de afară de aici vine. No, se lucrează de zor, mâine deci este inaugurarea. Nu se fac grătare. Mai avem de pus doar balustrăzile de sticlă. Sus sunt toate imaginile vechi și toate clădirile vechi ale râmnicului, păstrate, unele dintre ele, unele nu. Dar trebuie să-i dăm un aer mai... Și arhitectura exterioară e deosebită. Din ce ane clădirea asta? Ea este proiectată de către primăria Râmnicului la o casă de arhitectură în 1890 și construită în anul 1902. Și reabilitată? Reabilitată anul trecut, a început reabilitarea în luna mai. Și tot timpul a avut destinație de hală? Da, tot timpul a fost hală. O perioadă a fost și a avut și produse textile, imediat după Revoluție, dar acum va fi numai pentru produse alimentare, cafenele. Aici va fi chiar un loc de joacă și pentru copii. Și eu vă recomand, domnule primar, chiar să sprijiniți producătorii din județ să vină să vândă produsele aici. Oricum avem și hala centrală în modernizare. Anul acesta va fi... Eu vizitam-o. Bună ziua, bună ziua! Bine v-am găsit! Să aveți... Da, vă mulțumesc mult! Haideți să mă așteptăm. Da, așa au fost colegii, au anunțat mai devreme. I-am venit la timp. Felicitări, ați făcut o treabă bună. Foarte concept, e frumos cu lemn. Foarte mult lemn. Ne integrăm într-o tentativă europeană de a păstra cât mai mult materiale ecologice. Ar fi numai pământ dacă ați reușit să aduceți adevărații producători și nu intermediari de produse agricole, Încercăm. Să-i lăsați să vând aici, pentru că și vâlcenii, cu siguranță, râmnicenii, cu siguranță că preferă produsele locale. Bună ziua! La partid. Imediat? Da, imediat. Bună ziua, bine v-am găsit, bună ziua. Două minute. Las pentru dumneavoastră trebuie să fie făcută piața asta, pentru producătorii. Puțin, da? Wow, ce piață frumoasă! Multă lume în piață și trebuie să intrăm în piață. Wow. Multă lume. Prosonul ăsta, până în capăt și ieșim. Da, și ieșim până la flor, nu? Da, ieșim, nu, ieșim direct în față. Bună ziua, bine v-am găsit, bună ziua. Păi am și făcut cumpărături aici, cu 2 ani, cum să nu? Dacă veniți să ieși capul satului la mine, ne-am mai multe. De unde sunteți? De un cartierul Goranul, la Malval. Mulțumesc! Să-l dea Dumnezeu sănătate! Și dumneavoastră, mai bine! Dați-l dumneavoastră în partea florarilor duceni! Vă mulțumesc de sănătate și să aveți vânzare, numai bine. Bună ziua, bine v-am găsit, bună ziua. Frumoasă piață. Tot timpul, să dăm un lucru. Și mai frumoasă. Așa. Vă mulțumesc. Vă iubim. De unde se ridică? Din ce zonășoni? După vedem la Franca! Ia uite și domnul primar. E și domnul primar aici, avem primarul nostru. Doamna, vrei să-l susțină pe primarul nostru? Da, Doamne ajută-mă! Să mai venim la Nu să aranjeze așa piață, da și piață frumoasă, așa să facă și pe cealaltă. Nu faceți o poză și cu mine? Da, faceți și cu mine o poză. Până în luna ianuarie nu vă mută nimeni de aici. Fotografii. În luna ianuarie nu vă mută nimeni de aici. Da, domnule, faceți o poză. Luați ochelarii. Luați ochelarii. Vă mulțumim mult, avem servicii!